Salut, Bogdan. Salut, ce faci? Cum te simți? Foarte bine. Am câteva întrebări pentru tine. Sigur. Cine te-a ajutat să te pregătești pentru acest meci? Pentru acest meci mi-am format o echipă cu adevărat complexă și puternică. Lucrez cu preparator fizic de aproape 2 luni de zile. De asemenea, m-am asumat antrenor englez Ross Grube. Fratele meu m-a ajutat în tot acest timp. Familia care mă sprijină. Din punct de vedere fizic, ești 100%? Da, sunt într-o formă extraordinară. Din punct de vedere fizic, dar și psihic și tehnic. Care crezi că sunt avantajele tale în acest meci? Cu siguranță experiența, pentru că am mult mai multă experiență, meciurile tale pe care le-am avut și calitățile mele fizice. Dar dezavantajele care sunt? Nu am niciun dezavantaj în această luptă, pentru că sunt un sportiv, m-am pregătit foarte bine și mă duc acolo ca să câștig. Este cunoscut faptul că la profesioniști ai un palmares foarte bun, dar s-au strecurat și două înfrângeri. Care crezi că a fost cauza acestora? Am două înfrângeri cu unii din cei mai bine clasați sportivi la momentul respectiv, locul 3 și respectiv locul mondial. Au fost niște meciuri luate în timp scurt. Au fost niște meciuri pentru care nu am avut timpul necesar să mă pregătesc și eu nu le consider înfrângeri. Eu am plecat cu un moral bun după acele meciuri, pentru că ceea ce am făcut, cât am făcut acolo, am făcut foarte bine. Ce ai învățat din cele două eșecuri? Am învățat că pot mult mai mult și cu o pregătire completă și profesionistă pot să ajung acolo unde trebuie, să aduc o centru mondială în România, mai exact în Buzău. Care este sentimentul care te încearcă după victorie? Un sentiment de satisfacție, de mulțumire pentru în urma atâtor sacrificii, pentru că nu este ușor deloc să ajungi aici și să încerci să te menții aici. Ai un mesaj pentru Dubois în contextul în care a spus că ești un luptător bun, dar nu poate scăpa victoria, sau că odată cu acest meci va reveni la obiceiul lui de a distruge luptători? Dubois nu știe despre ce vorbește, el a avut niște meciuri foarte simple, însă va fi invers, eu o să închei cariera de data aceasta. Pentru viitorii boxului, pentru susținători și prietenii tăi, dar mai ales pentru toți românii, ce mesaj ai? Fiți aproape de mine, sprijiniți-mă și să fac tot posibilul să fiți cât se poate de mândri de mine și de boxul român. Acesta a fost rândul. Mulțumesc!